Cel care a devenit arhiereul Sucevei și Rădăuților a fost primul copil al unei familii de țărani din comuna Grabănu, județul Buzău, al familiei Zaina, și s-a născut la data de 25 august 1929. Chiar dacă chemarea către biserică a apărut încă din copilărie, după terminarea școlii generale a urmat un liceu teoretic din Râmnicu Sărat. La 17 ani a întrerupt liceul și s-a transferat la seminar la Mănăstirea Neamț. A terminat seminarul și apoi a dat la Facultatea de Teologie și a reușit. După terminarea facultății a fost numit egumen la Mănăstirea Putna în 1957. După doar un an a fost numit stareț și a rămas aici până în 1960, când a trebuit să părăsească mănăstirea. Doi ani mai devreme se dăduse decretul cu scoaterea călugărilor din mănăstiri, s-a opus transferului obiectelor de patrimoniu la Iași ca să nu se închidă mănăstirea. A reușit. În 1961 a fost preot la Mănăstirea Văratic, iar apoi la Mănăstirea Durău. În 1964, când la Mănăstirea Putna au început să vină mai mulți străini, preasfințitul Gherasim, care era stareț la Putna, a cerut să vină aici, pentru că știa bine franceza. Prezența lui nu a rămas fără urme, pentru că s-a făcut mereu remarcat în fața grupurilor de la partid sau de la securitate cu privire la adevărata istorie a României. În 1975 a fost numit stareț la Mănăstirea Sfântul Ioan, apoi, în 1981, a fost hirotonit episcop vicar, iar din 1991 a venit în funcția pe care a ocupat-o până în ultima clipă, aceea de arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. M-am născut în timpul regalității și când regele Mihai era pe tronul țării, eram elev la școala primară. Pentru că monarhia a avut un rol foarte important în viața poporului nostru, în casa părintească, portretul regelui Mihai era la loc de frunte. Și tot în casa părintească era un tablou cu toți voievozi munteni și ai Moldovei. Și educația pe care am primit-o în timpul cât regele Mihai era pe tronul țării, sigur, am avut permanent în minte această persoană. Și de aceea, pentru mine, monarhia a fost o instituție sfântă. Iar regele Mihai a fost un om cu tot deosebit. În 1992, în al preasfinția sa Pimen a scris fără voie o pagină importantă în istoria poporului român. Crescut și educat în spiritul respectului față de rege și monarhie, sub amenințare de moarte, așa cum el însuși a spus-o după mulți ani, în al preasfinția sa Pimen l-a invitat în 1992 pe regele Mihai la Mănăstirea Putna, pentru ca fostul suveran să întâmpine aici marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului. După 45 de ani de exil, regele a călcat pentru prima dată pe pământ românesc și a ajuns la mănăstirea căreia Mihai Eminescu i-a spus Ierusalimul neamului românesc, Mănăstirea Putna. Ura! 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 Regele și patria! 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 Dar nu este aceasta cea mai mare realizare a înaltului Pimen. Educația primită de acasă și în școală avea să fie stâlpul care l-a călăuzit întreaga viață, sprijinirea fraților mai mici a lui Dumnezeu, a săracilor. A făcut din asta un rost în viață, iar din 1991 și până astăzi au fost construite 11 centre permanente pentru bătrâni și 3 pentru copii, sub binecuvântarea sa. Aceste cămine pentru bătrâni și copii. Aceasta este cea mai mare realizare.
altceva. Cu o viață modestă și umilă în spiritul educației și credinței, a muncit la șantierul azilului de bătrâni al mănăstirii Sfântul Ioan cot la cot cu muncitorii. Așa l-a găsit și o delegație oficială venită din Portugalia, în județul Suceava. Nu le venea să creadă că arhiereul locului trăia și muncea în felul acela. La slujba pentru înmormântare a maestrului Ion Irimescu, înaltul Pimen venea din rândul oamenilor, de care se îngrija după teribilele inundații din 2005. De la fața locului, un martor a povestit momentul. Înalt preasfinția sa Pimen a coborât în fața galeriei dintr-un camion. Venea de la Sinistrați, unde dusese ajutoare. Trist și obosit, înalt preasfinția sa Pimen părea un simplu călugăr, nici de cum un arhiereu. A intrat tăcut în galerie și dintr-o pungă și-a scos veșmintele. Apoi, cu lacrimi în ochi și glasul gâtuit de emoție, a rostit rugăciunile care se cuveneau. Ajutorarea semenilor a fost esența activității monahale și arhiepiscopale a înaltului Pimen. O altă comunitate grav afectată de inundații a fost sprijinită consistent la apelul înaltului ierarh. Numai puțin de 33 de case au fost construite de către arhiepiscopie la Dornești și sfințite în 2010. Chiar în decursul epidemiei pe care o traversăm și care l-a răpus în cele din urmă, arhiepiscopia pe care a păstorit-o a strâns donații consistente pentru echipamente medicale performante care au ajuns la Spitalul Județean Suceava. Despre epidemia cu care ne confruntăm a vorbit chiar în pastorala de anul acesta, ultima pe care a transmis-o credincioșilor. De altfel, vizibil slăbit, a slujit până în ziua în care a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus și transferat la București. Nemăritor creștin, astăzi trecem printr-o mare încercare privind sănătatea trupului, viața noastră, anume epidemia cauzată de coronavirus. De cazurile, bolile sub formă de epidemie sunt, spun Sfinții Părinți, Purtătorul Dumnezeu, certări sau cercetări ale lui Dumnezeu. Cercetări pentru păcatele noastre, chemându-ne la pocăință. Cercetări pentru întărirea noastră, spretească în credință, în puterea și ajutorul Dumnezeu. A fost omul care nu s-a plâns niciodată de greutăți și a mulțumit mereu lui Dumnezeu pentru sănătatea sa, chiar și atunci când a fost bolnav. Sunt omul cel mai binecuvântat de Dumnezeu. Nu am cunoscut medic la pat. Am avut o sănătate dată de Dumnezeu. A fost și pericol de moarte în anumite situații. Și Dumnezeu m-a salvat de la un nec, de la o cădere și așa mai departe. Am avut cei mai buni profesori, începând cu școala primară, liceul, facultatea. Cei mai buni profesori, părinți duhovnicești. Am cunoscut cei mai buni oameni, oameni cu caracter, din pătura cultă, din oameni de rând. Deci noi țărani, însă țărani zice oameni de rând, însă sunt oameni mari, sunt plini de credință și înțelepciune. Viața înaltului nu a fost lipsită de controverse, cele mai cunoscute, colaborarea cu fosta securitate și procesul longeviv pentru recuperarea pădurilor Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei. Rămân în urmă 432 de parohii și mănăstiri pe care le-a păstorit și le-a iubit cu grija unui părinte. A fost și un mare iubitor al folclorului românesc. La gala de anul acesta a proiectului 10 pentru folclor, înaltul a cinstit prin cântec viața din satele românești. Nu este viață mai frumoasă ca cea a satului. Acolo este matca a satului. Sigur și este acel cântec atât de frumos. Frunză verde, iarbă deasă, iarbă din zăvoi. Se repede. Nici o viață nu-i frumoasă ca în sat la noi. Nici o viață nu-i frumoasă ca în sat la noi. Frumos cântă primăvara cucul în zăvoi.
Frumos cânte primăvara cu curânză voi, ară plugul sus pe coastă, plug cu patru boi. Ară plugul sus pe coastă, plugul cu patru boi. Oricât a lăsat în urmă în viața sa de mai bine de 90 de ani, înaltul Pimen a lăsat și un testament. În ultimul interviu pe care l-a acordat monitorului de Suceava pentru gala Top 10 Suceveni, înaltul ierarh a vorbit despre locul unde vrea să-și petreacă viața veșnică. Să fiu mormântat în Bucovina, pentru că aici mi-am trăit cei mai frumoși ani din viața mea, frumusețe în cadrul culturii și a credinței. Și am ales loc de mormântare, sigăstria Pudnei, un schit al mănăstirii Pudna. De ce mi-am ales acest loc de mormântare? Pentru că după ocuparea Bucovinii de către Austria, la un an, doi, împăratul a dat dispoziție ca în școlile în Bucovina primară să se introducă predarea în limba germană. Și acest sihaș a făcut scrisoare către împăratul de protest. A spus să dezințează neamul românesc. Sigur, nu s-a dat acus. Lucrul a mers înainte. Deci, sihaștri iubitori de țară, de neam românesc. Și oamenii de aici sunt cei care au contribuit la formarea mea, la zidirea mea sufletească. Monumentul funerar de la Mănăstirea Sihăstria Putnei, locul de suflet al înaltului Pimen, se află în apropierea Bisericuței de Lemn, cu hramul Sfântul Ioan Gură de Aur, sfântul pe care înaltul ierarh l-a simțit foarte aproape întreaga sa viață.